Ați vrea să vedeți pe Iisus în carne și oase. Ați vrea să vedeți cum arată o zi de duminică în viața lui Iisus. Ev Evanghelistul Marcu e foarte atent să spună, au intrat în Capernau, în versetul 21, Marcu 1, și în ziua săbată lui Iisus, n-a zis e o zi liberă, trebuie să mă duc să mă relaxez, a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care, la el străinii nu aveau funcțiune, nu aveau profit, lui străinii nu-i puteau fura puterea, el era foarte atent ca om, nimeni nu-i lua puterea. A intrat în deșert, împins de Duhul lui Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt și a ieșit tot plin de Duhul Așa că nu ispitele sunt o problemă, ci cum intrăm în ele, ce capacitate avem în, pe perioada lor și cum ieșim în afara de ispitelor, cum ieșim afară. Oamenii ziceau, învață ca unul care are putere, nu cum învățau cărturare. Culmea că în sinagogă te-ai fi așteptat să spună toți felicitări. Predicatorul Iisus Hristos a predicat ca nimeni altul. Da, el predica cu putere. Masele de oameni rămâneau cu ochii zghiți, înspre el, cu gurile uneori între deschise, foarte atenți, cu urechile ciulite, n-aveau microfoane ca acum, și nu cumva să le piardă vreo frază. Nimeni nu se mișca la predicile lui. Toți stăteau ca înghețați. De ce? Avea putere, avea chemare să predice. Și în timp ce predica Iisus Hristos, ai fi zis, predicatorule, toți trebuie să fie cuminți. Un duh zice, nu-l suport pe predicatorul ăsta. Nu doar că se foiește, nu doar că se enervează, îi zică tonul, domnule. Biblia zice așa, în sinagoga lor era un om, culmea că și ăsta era om, care avea un duc necurat. A început să strige. Și a zis, ce avem noi a face cu tine, Iisus din Nazaret? A, tu știi de unde e? Tu ai detalii despre el? Da. Ai venit să ne pierzi? Știi că te pot pierde? Știi că el are puterea asupra ta, duc necurat. Te știu cine ești. Păi cum care majoritatea oamenilor din prezența Mântuitorului din Capernaum mi-au zis să se un răsculător, ăsta produce răzlemițe, ăsta nu-i la locul lui, ăsta face ceva atipic. Culmea că Duhul rău îl știa. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Și ce nu suportă satana? Să fim sfinți. El zice fiți religioși, fiți ce religie vreți voi. Nu cumva să fiți sfinți. Ești Sfântul lui Dumnezeu, zice Duhul Necurat. Și Domnul să ne ajute să fim sfinții lui Dumnezeu. Pentru că de sfințenia unui om adevărat se teme și diavolul. Amin? Slăvit să fie Domnul. Iisus a certat Duhul acela și a zis, stați și ieși afară din omul acest. Și Duhul necurat, fără să mai aibă drept de apel, a ieșit din el scuturându-l cu putere, asta e o altfel de putere, și scoțând un strigăt mare, ultimul strigăt. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții, ce este aceasta o învățătură nouă, spun specialiștii, cică. El poruncește ca un stăpân, chiar și durilor necurate și ele. Ele îl ascultă. Lăudat să fie stăpânul Iisus Hristos. El este stăpânul stăpânilor. Nu știu ce-ți atacă familia, nu știu ce-ți atacă mintea, nu știu ce-ți bulverzează gândurile. Am să spun ceva, el este deasupra oricărei puteri. Puterea lui este cea mai mare. Și este prezentă la Betania în seara aceasta, lăudat să fie Domnul Isus. Lăudați să fie Domnul Isus. Isus ca om, după ce scoate aceste duhuri necurate afară, îndată ei se duce vestia și nu rămâne șocați de cum îl privesc oamenii, ci Biblia zice, după ce a ieșit din sinagogă, pare că tinerii de azi, ce au făcut ei seamănă cu ce a făcut Isus. Că în loc să meargă să mănânce, Iisus Hristos spune Biblia, a mers în vizită la o soră. Frumos. Felicitări. Se cu Iisus. A mers în casa lui Simon Petru, pentru că acolo era bolnavă soacra lui Simon Petru. Și uitați-vă că se termină și slujirea aceasta și versetul 32 zice, seara după Sfințitul Soarelui au adus la el pe toți bolnavii și întreciții. Nu faci pauză. Nu te oprești. Ce faci tu într-o zi Iisus zice și acum vindec și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli, de asemenea a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească, pentru că îl cunoșteam. Și zic din toată inima, ajută-ne, Doamne, să se mânăm cu Iisus. Credeți că și astăzi Domnul poate să scoată demone curați? Slăvit să fie Domnul. Are putere Dumnezeu. Doamne, înmulțește rândurilor celor ce au autoritate asupra Duhurilor și în numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus, se iasă afară de necurate. Ne oprim la versetul 29 după ce ai ieșit din sinagogă. Ce faci după ce ieși din sinagogă? Ce vom face noi în această seară, că unii dintre noi probabil că sunteți deja obosiți și ați vrea să se termine repede predica, o să se termine când trebuie, nu vă faceți mari probleme, dar ce facem când ieșim afară? Ce faci când ești afară din biserică? În biserică știm ce facem. Și bine ar fi să fim la semne, să fim regulamentar îmbrăcați, să fim după voia lui Dumnezeu, să ascultăm cuvântul Domnului, să fim ochi și urechi, să fim cu ochii în patru, să fim foarte atenți, să auzim cine vorbește Domnul. Domnul vorbește prin diverse metode, amin? Slăvit să fie numele Domnului. Ce facem când ieșim afară din biserică? Ce au făcut cei patru ucenici care de curând au fost chemați la mântuire? Pe aceeași mare, în aceeași zonă, într-un loc nefavorabil. Simon și Andrei, cei doi frați, erau și ei pescari și trăgeau, aruncau o mreajă în mare și Iisus le-a zis, spune versetul 17, veniți după mine și vă face pescari de oameni. În date, spune Biblia, ei și-au lăsat mrejile sau mreaja și au mers după el. A mers puțin mai departe, nu foarte mult, și-a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei și pe Ioan fratele lui, care și ei erau într-o corabie și dregeau mrejile. Îndată i-a chemat Iisus și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei, poate și tu trebuie să lași pe cineva care te blochează să-L urmezi pe Iisus Hristos. Indivere în care e prețul pe care trebuie să-L plătești pentru, a-L urma pe Iisus Hristos, plătește-L. Se merită cu Iisus Hristos. Se merită cu Iisus Hristos. Spune Biblia, cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. E momentul în care ies afară din sinagogă și în momentul acela, spune Biblia, se întâmplă ceva extraordinar. Simon Petru are o nevoie, are o cerință. Când ieși afară din biserică, în primul rând, cheamă-L pe Iisus la casa ta. Amin? Vedeți, nu-i suficient să fie Isus Hristos în clădire. Foarte mulți oameni îl pun pe Isus Hristos undeva într-un buzunar cu ghilimele de rigoare. Îl așează într-o clădire, fac un semn al Sfintei Cruce, aprind o lumânare. Nu știu ce mătănii fac, se duc până la muntele o odată în viață. Aprind tot felul de sisteme, organizează părăstașe și în momentul acela spun, duminică dimineața măcar să fiu la biserică, duminică seara să fiu la biserică, să fiu prezent la program. Și apoi, când ieși afară din biserică, Îți place cu Isus în casa ta? Îl chem pe Iisus Hristos în casa ta? Un tată disperat a zis, sunt fruntașul sinagogii și nu mă mulțumește ideea că Iisus Hristos a poposit câteva ore în sinagoga pe care eu o conduc printre alții. Am nevoie de Iisus Hristos să fie la mine acasă. Pentru că fetița mea de 12 ani trage să boară. E grav bolnavă, zice Iair. Mă voi duce și mă voi face de rușine. Risc să-mi pătesc imaginea. Risc ca tot să mă bajocorească, să spună și tu ți ai pierdut mintea. Să-ți plasă să creii pocăiții. Oameni buneam să vă spun ceva. Pocăiții și Biblia nu spală creierele. Spală păcatele sângele lui Isus Hristos. Sângele lui Isus Hristos spală păcatele. Întâlnesc tot mai mulți oameni care nu mai au nicio șansă nici la sistemele de detoxificare, nici la rețete medicale, nici la scrisori medicale, nici la medici, nici la psiatrii, nici la psihologi. Isus Hristos este soluția lor. Slăvit să fie în numele Lui! Slăvit să fie în numele Lui! Chiamă-L în casa ta pe Iisus! Nici paramedicii nu rezolvă problema lui Iair și a fetiței lui. Nici specialiști în știri care încep să-L panicheze spunându-i nu-L mai supăra pe învățătorul. Deavolo vine și spune rugăciunile tale dese și insistente sunt niște supărări. Sunt supărătoare, asta e minciuna diavolului. N-am găsit un moment în care să zică Iisus, nu mă mai supărați cu rugăciunile voastre. Iisus ascultă, Iisus vede și Iisus acționează. După prima rugăciune pe care a făcut-o ieri, dăm doar câteva pagini, la Marcu 5 spune Biblia, după ce bărbatul acesta s-a aruncat la picioarele lui Isus Hristos, spune versetul 22, i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare, fetița mea trage să moară, rogute, nu-ți poruncesc, te rog frumos, rogute, Marcu 5 cu 23, vină de-ți pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Mai ai nevoie de o astfel de intervenție în casa ta? Ai nevoie ca cineva să fie atins de prezența lui Dumnezeu. Și noi avem nevoie să fim atinși de prezența lui Dumnezeu. Eu ridic o mână și spun, da, am nevoie să fiu atins de prezența lui Dumnezeu. Aici cineva. Mai e cineva care zice, da, și am nevoie de prezența lui Isus Hristos. Puneți tu mâinile, Isuse, mâinile tale care sunt cu, cu cicatrice, care sunt bătătorite, care ai umblat mult, care ai atins multe boli. Mâinile tale care au adus viață, mâinile tale care țin în ființă orice suflare a oricărui trup omenesc. Avem viață, mișcare, suflare și toate lucrurile pentru că ne le dă Dumnezeu gratis. Ne le dă Domnul Isus Hristos. Și în această seară strig din toată inima glorie lui Isus. Glorie lui Isus. Glorie lui Isus. Lăudați să fie Domnul. Vino, spune bărbatul acesta, am credință. N-am participat la alte evanghelizări. Sunt de origine ebraică. În mod normal trebuie să te privești ca un concurent posibil și să nu te pot cataloga ca împăratul, ca regele, ca vindecătorul, ca tămăduitorul. Dar te rog frumos, vino și întindeți mâinile tale peste fetița mea, are doar 12 ani. Când tu îți întinzi mâinile, se și face sănătoasă și trăiește. Mai e nevoie de viață în casa de noastre? Mai e nevoie de o intervenție supernaturală? Mai e nevoie ca Domnul să atingă? Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Eram weekendul trecut în Paris la slujire împreună cu Alexandra și un bărbat, un tânăr, care e dintr-o familie de aici, nu vă spun numele, poate într-o zi o să vină el să depună mărturia personală. Și mi-a spus Caleb când intram pe ușa bisericii aceleia, mi-a zis Caleb, eram în plin Paris, între sute de mii de oameni într-o zi de sărbătoare. Eram într-un moment în care trebuia să fiu la biserică. S-au apropiat doi africani de mine, oameni care mi-am văzut în viața mea și în limba română mi-au zis, du-te la biserică. Am știut că mi se ridică părul pe mine, nu zis bărbatul. Am simțit că ceva supranatural se întâmplă. Cum din sute de mii de oameni m-a identificat pe mine și mi-a spus în limba mea, du-te la biserică și astăzi Dumnezeu are putere. Și astăzi Dumnezeu are putere. Slăvit să fie numele Domnului. Are Dumnezeu metode, are Dumnezeu mijloace prin care să lucreze. Să vină Domnul în casa ta te rogi poate de multă vreme și zici nu mai există nicio soluție, cu cât mă rog, cu atât ai mai gravă situația. Ei putea să zică, Doamne, mă rog, mi-ai promis că vii la casa mea și, Doamne, dintr-o dată te oprești în drum pentru o femeie. Pentru că o femeie și-a zis, n-am reputație bună, n-am circunstanțele pol -pol potrivite, nu pot să intru într-o într societate, n-am voie să mă așez pe un scaun, n-am voie să mă ating o persoană, nici măcar din greșeală n-am voie să ating pe cineva. Pentru că dacă ating pe cineva, persoana aceea devine necurată ca mine. Am o emoragie care ține de 12 ani. Nu mai am nicio soluție. Am intrat la toate sistemele medicale care să mă vindece. Am bătut de la poartă la poartă. În fiecare antecamera așteptam să-mi vină un răspuns favorabil. Să plece boala asta din trupul meu și cu fiecare vizită medicală boala mea era mai rea, mai gravă. Am auzit că există un nazarinian. Am auzit că există un Galilean numit Iisus Hristos. Am auzit că există unul că atunci când se oprește în dreptul surzilor, își pune degetele lui în timpanele lor și zice numele meu să auzi și surzi aud. Am auzit că există unul care scuipă pe pământ și atina aceea care rezultă din atingerea nisipului cu scuipatul și pune pe ochii orbilor și apoi le spune du-te și scaldă de în scăldătoarea seulamului ca să asculți tot cuvântul Domnului că Dumnezeu nu lucrează cu jumătăți de măsură și orbul începe să vadă numele lui. Am auzit că există există unul care se apropie de oamenii paralizați spre mădua oaselor, care nimic nu mai funcționează din punct de vedere a mușchilor în trupul lor. Și când le zice el, ridică spatul și du-te acasă. Slăbănogul se ridică în picioare, are atâta capacitate încât să-și ducă targa în spate și e vindecat în numele lui Isus Hristos. Vreau și eu, zice femeia asta, vreau să mă ating de Isus Hristos. Dacă voi reuși măcar cu o mână, măcar cu un deget, o, oh, de-aș putea să mă, deghizez, să mă ascund, să mă furiesc printre oameni, să nu mă observe nimeni. Nu știu cum am mers cu spatele, nu știu cum am mers. Dar bune, spune Biblia, dacă aș putea versetul 28, Marcu 5, doar să mă atic de haine lui, mă voi? Nu dacă mă voi tămădui, asta e credința adevărată. Unele boli nu se vindecă pentru că avem nevoie de credință autentică. Avem nevoie de credință să știm clar. Dumnezeu zice și se face. Poruncește și ce poruncește, el ia ființă. Când Domnul strigă o stea care încă nu există, spune Biblia, steaua aceea apare în ființă, îi rostește numele. Avem un Dumnezeu atotputernic. Slăvit să fie numele Domnului! Slăvit să fie numele Domnului! Biblia zice, femeia aceasta s-a forișat prin mulțime, s-a atins de pe lui Iisus Hristos și instant a simțit în tot trupul ei că s-a măduit de boală. Ai avut vreodată simțul ăsta? ai simțit cum scade cancerul, spunea familia mate. Ai simțit cum o mână nevăzută intră pe abdomen și face operație fără baroscopic, fără intervenții chirurgicale, fără inflaroșu, fără ultraperformanța medicală de azi, care nu Domnul poate să vindece fără nicio rețetă medicală și ne crede ca mine să zic amin, slăviți fie Domnul. Slăvit să fie Domnul, m-am atins, zice femeia asta și mi-e rușine pentru că tot să mă, să mă cunoască, nu mă pot da singură de gol, nu o să zic nimic. Iisus Hristos se oprește și zice, cine, cine, cine s-a atins de hainele mele? Inteligenții! gânditorii, specialiștii în programări spun așa, nu, 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 Hristoase, tu nu pricep, toți te îmbulzesc, toți ne-am atins. Tu credeți voi? Voi v-ați atins general. O femeie s-a atins cu credință. O femeie s-a atins cu o siguranță că palele mantiei mele vindecă. Că persoana mea are putere de eliberare, de transformare și strig la Betania în seara asta. Așa este Isus Hristos are putere supranaturală să-i libereze, să vindece, să transforme. Când nu mai există nicio soluție, soluția este Isus Hristos. Și n-am zis o soluție, am zis soluția, adică singura soluție care rulează. El s-a uitat de jur împrejur ca să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta cu știa. El n-a întrebat pentru că nu știa ce să... Femeia a înfricoșată și tremurând. Asta e atitudinea corectă în fața lui Hristos. În fața lui Hristos nu merge cu sărituri, cu focuri de lumini cu festivaluri de astea, nu merge. Fața lui Hristos tremuri. Când îi vezi măreția, când îi simți prezența, când realizezi că o mână de om, un praf de pe cum până a unei fântâni a fost băgat în seamă de marele rege, tremuri în prezența Domnului și zici, Doamne, Doamne, ce ai găsit la mine? Zice o câtare, că am fost rău și păcătos, că ai venit din înălțime ca să mori aici jos pentru noi pentru fiecare dintre noi, tremurând femeia aceasta, spune Biblia, a venit și s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Nu a spus doar că s-a a spus istoria ei, i a spus durerile ei. Pentru că după ce ieși afară din sinagogă, din biserică, din clădirea bisericii, trebuie să comunici cu Isus Hristos. Ascultați ce spune cuvântul Domnului atât de clar. Soacra lui Simon zăcea în pat, prinsă de fricuri. Și în data au zis, mă, ce au fost la știrea seară? Ați auzit că nu știu cine a câștigat? Ați auzit că... Da? Ați auzit? În data au vorbit lui Isus despre ea. Mă întreb în această seară, când ieșim de aici, despre ce vorbim? Despre cine? Despre ce? Cu cine vorbim? Ce informații transmitem când suntem la masa din living acasă? Împărțim tot ce înseamnă biserică, clădire, ăia, așa, pa pa, 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 Ce informații transmitem? Ce telefoane dăm? Multe dintre vindecări nu se produc pentru că noi nu vorbim cu cine trebuie. Când ieșim de aici, nu credeți că am ieșit și gata, facem ce vrem, nu. Când ieșim de aici, avem o responsabilitate clară, să comunicăm cu Domnul Isus Hristos. Amin? Să comunicăm cu Domnul Isus Hristos. Poate ai o durere mare și n-ai cum să spui. Este o cântare care spune, când greul te aspasă, spune-i, Iisus, când nu ai nicio soluție la problema ta, spune lui Isus. Intră în zona aceea a odăiței camerei tale sau nu știu unde ești în mașină, călătorești mult, probabil fiind șofer de meserie, nu știu cum merge. nu știu ce se întâmplă, în, în ce circunstanță și cum e proiectată și ce design are odăița ta din Matei 6. Dar intră în odăița ta și comunică cu Domnul Isus Hristos. Și ce vrea diavolul? Diavolul în primul rând zice, nu veniți la biserică, stați online, cum se spunea, stați cu minți, acolo, faceți ce vă ce vreți voi, șapte fereste, 10, 15, pe mai dă un mesaj, mai trimite un mesaj, mai transmite nu știu ce informații, nu fi atent la program, am? vezi cine a predicat, cine o cântat, cine a fost, cine s-a agitat, cine o fost pe acolo, nu fi atent la program, nu veni la biserică, zice diavolul. Când reușești să ajungi la biserică, diavolul zice, fii prezent, doar cu trupul, mintea ta, hoinărește, ți-ai închis mașina, ai rezolvat problema cu tare, ce faci mâine la primul la prima programare, ce se întâmplă nu știu unde, nu știu ce, ce se întâmplă nu știu când, nu, 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 fii aici în prezența lui Dumnezeu fi cu trup, cu suflet, cu duh, fi în prezența lui Dumnezeu. Când noi cântăm, trebuie să vibreze tavanul. Când noi ne rugăm, trebuie să simtă pereții. Când noi cântăm pentru gloria lui Dumnezeu, îngerii trebuie să bată din aripi în semn de osanale. Pentru că noi suntem răscumpărați în mielului. Pentru noi a murit Marele Rege Iisus Hristos. Noi nu putem veni la programe să facem slujbe religioase, tradiționale. Noi suntem aici lângă Dumnezeu Tatăl, lângă Domnul Iisus Hristos Dumnezeul Duhul Dumnezeu Sfânt invadează biserica, umple acest loc de prezență. Sa. E prezent Dumnezeu în fiecare metru pătrat. Nu poți sta pasiv în prezența Domnului. Amin? Ajută-ne, Doamne, să înțelegem asta. Și când ieșim afară, la fel de prezent este Isus. Când îți vine să minți, ai grijă. Asta este împotriva lui Isus. Când îți vine să înjuri, asta nu are nimic cu Isus. Când îți vine să vizionezi, asta nu are nimic cu Isus. Unii spun, frate, mi-e foarte greu și mi a așa de greu să las mai încerc cu pocăința. Tocmai pentru că ți-e greu, pune mai tare frâile pe pocăință. Pune mâinile pe post și pe rugăciune. Caută fața lui Dumnezeu. Când nu mai există nicio soluție medicală, întoarceți fața spre Dumnezeu. Nu renunța la Hristos, cum se spunea de dimineață. Nu lua Biblia și să o arzi, din perspectivă spirituală. Nu pune pe foc rugăciunea. 20 de ani ai umblat cu Dumnezeu. Și acum când e testul vieții tale, unde e Dumnezeul de 20 de ani încoace? Știți unde e? E prezent lângă tine. Îngerii Domnului sunt atenți lângă tine. Domnul te-a protejat de atâtea ori și de data asta va fi cu tine. Nu te lăsa încredete în Dumnezeu. Sacra lui Petru putea să spună, m-a lovit Dumnezeu pentru că ginele ăsta s-a întors pe Nazareneanul. Oh, că o, că să spun așa ceva. O dană cazul în casa mea că se mi s-a pucăit nu știu cine din neam. Fals. Alții spun, m-am întors la Dumnezeu și numai rău merge. Asta e o vreme. N-a fost pentru întotdeauna bolnavă sau care lui Petru cu friguri? Și dacă nu mergeau la Isus cu problema lor, rămânea așa? Dar zice Biblia, îndată, asta înseamnă urgență, În îndată au vorbit lui Iisus despre ea. A trebui să ne învățăm, dragii mei, când aflăm o informație, să nu dăm telefoane mai departe. Să nu bulversăm și să nu creăm un fel de informație falsă, dezinformări și să trimitem informațiile și să povestim vrute și nevrute, importante și neimportante, periculoase și grave și de toate, numai să ne bată gura continuu, să ne punem lăcățel pe gură, să tăcem câtă vreme va sta cel rău înaintea gurii ochilor, urechilor și ființei noastre. Și dacă ai ceva să-i spui unui om, în primul rând, du-te la Isus. Era bolnavă, sacra lui Petru. Și Petru n-a mers la ea. Petru a zis, mă duc în primul rând la Isus. Vorbește cu Isus despre problema din casa ta. Comunică cu Isus. E locul în care poți să-i spui Dumnezeu orice. E, e, spațiu în care Dumnezeu nu se supără dacă efectiv aproape că zvergi nervii din creierul tău. De ce credeți că psalmii sunt atât de marcați de expresii grave? De ce psalmiștii spun uneori cuvinte care n-ai putea să le rostești în dreptul cuiva care e în viață? Numai pentru cineva din istorie. Să li se rupă dinții. Alte expresii grave. Și ce făceau salmiștii? Aveau probleme. Și problemele lor nu le împrășteau la neamuri, la vecini. Problemele lor le duceau în rugăciune în fața lui Dumnezeu și mai compuneau câte un salm. Era focul din inima lor. Când ieși din clădire, din sinagogă, comunică cu Isus. Trei cu care mă apropiu de încheiere. Când ieși din clădire, conformează-te lui Isus. Întâlnesc oameni la care le spun, ok, voi doi stați în concubinaj. Domnul vă cere, ori vă căsătoriți să aveți tritivare de căsătorie, ori vă despărțiți să nu mai trăiți în curvie. Când să fac asta, zice câte unul? Cum când? Luni dimineața la 8. De azi încolo. Am problema cu tare, zice câte unul. Doamne, am problema cu tare și nu știu ce să fac. Și Domnul îi zice, uite, fă asta, 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 asta. Scoate alcoolul din casa ta. Vorbeam recent cu cineva dintr-o altă parte a lumii. Și trecea printr-o situație gravă, foarte gravă. Amenințării apropiate de divorț. Și Domnul mi-a zis, în primul rând, pocăiește-te la firul ierbii. Adică dumneata ai o problemă și bărbatul tău indentează divorțul și tu stai cu cercei în urechi. Interesant. Și tu continui să vizionezi nu știu ce. Păi mă, omule, când treci prin greu, când treci prin faliment, prin cădere, măcar atunci trezește-te. Revinoți. Puneți viața rânduială. Domnul a zis să spună acele persoane, vezi că acasă ai alcool, dar nu beau. Dar de ce îl ții dacă nu bei? Ia scoteți tu alcoolul din casă. Se zice aici amin? Amin. Păi să-l ții, să-l dau la un medic. Să crezi tu că trebuie să-l la un medic. Și dacă nu bei tu, dai la alții? Mai și comercializezi sau împrăști? Distribui. distribui. Iisuse, noi am vrea să te lichidăm. Ar vrea să te duci la soacra lui Petru și în primul rând să-i spui că eu ți-am zis Petru. Eu m-am rugat pentru tine Amintește-ne, Doamne, că ne-am rugat Iisus Hristos nu are timp de și Versetul 31 spune El, adică Iisus Și ce se întâmplă în versetul ăsta? Imaginați-vă scena Iisus Hristos iese din sinagogă Din sinagogă împreună cu El iese Petru, iese Andrei, iese Iacov, iese Ioan Și toți ăștia patru împreună cu Iisus Hristos, de toți cinci Intră în casa lui Simon Petru Cine era stăpânul casei? Păi dacă nu era soacra lui Petru pentru care era bolnavă și nu se putea comporta ok să poată rezolva problema, era măcar ginerele, nu? În mod normal, ginerele trebuie să fie stăpânul și el să controleze. Spune, uite, acum apeși pe clanță, acum intri. O, oh, cât vrem să-L controlăm pe Iisus Hristos. Deci să zice, Doamne, du-te acolo, fă asta, rezolvă asta. Dacă nu rezolvă asta, știi că mă las de Dumnezeu de cer, de întoarcerea Domnul. Conformează-te, zice Domnul. Un străin intră în casă și face regulile. Binecuvântat să fie El. Numele Lui este Iisus Hristos. Numele Lui este Iisus Hristos. Spune Biblia, El a venit. N-a stat să zică de câtă vreme așa, cum a zis în alte cazuri. Acolo așa a fost voința sa suverană. De data aceasta a mers direct la această mamă, la această femeie, la această soacră și spune Biblia, a apucat-o de mână. Pentru că Iisus Hristos intervine direct la problema ta. El nu merge prin intermediari. Nu Sfânta Maria trebuie să fie obiectivul rugăciunilor noastre și apoi, într-un final, să ajungem și noi la Dumnezeu. Hristos, Domnul, primește rugăciunile noastre când le rostim în mod personal. Slăvit să fie în numele Lui. Slăviți să fie în numele Lui. Noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt Dumnezeu. Nu căutați intermediari. Lăsați-L pe Iisus Hristos să rămână stăpân. El este regele Universului. El coordonează miliarde și miliarde de stele. Toate stau sub comanda sa. Dar acum, ce acceptul tău. Îi te conformezi? A intrat Hristos în casa lui Zacheu, șeful vameșilor. Luca 19. Dar înainte să coboare în casa lui, s-a uitat la el în dud și a zis, vezi că ești cam sus, nu prea ok. Zacheu, dă-te jos de grabă. Căci astăzi, dar Doamne, nu vin mâine. Stai un pic să vorbesc dacă e de acord nevasta mea cu mine. Stai un pic să dau un telefon să văd, chiar trebuie să vii tu acum. Păi, cum vii acum? Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Aleluia! Spune Biblia mai departe, a intrat Iisus Hristos în casa lui Zacheu și se întâmplă o minune extraordinară. Ascultă ce spune Biblia. Zacheu a stat înaintea Domnului. Cine, este bunul casei? În mod normal e Zacheu. Se schimbă rolurile acum. Și Zacheu se pune înaintea Domnului ca și un soldat în fața unui capitan și zice, da, ce îmi poruncești tu, voi derula. Și vreau să spun ceva. Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, eu știu legea. Îi dau înapoi în pătrit. Vreau să mă conformez voi, tale, Doamne. Aș vrea să stăm ridicați, dragii mei. Aici este prezent Duhul lui Dumnezeu în locul acest. Eu nu știu ce ai tu în casa ta. Nu știu prin ce treci. Nu știu care sunt problemele din casa ta. A vrea să stai într-un duc de cercetare, pentru că simt că Duhul lui Dumnezeu vrea să atingă niște inimi care sunt prezente în locul acesta. Nu judeca modul în care lucrează acum Domnul. Lasă-l pe Domnul să facă cum consideră. Da? Smerește-te. Dacă el vrea să meargă, să atingă direct mâna bolnavului, care e problema ta? Stai cu ochii închiși și roagă-te. Ai pe cineva acasă? Ai pe cineva care are nevoie urgentă de prezența lui Dumnezeu? Are o persoană care probabil este sub influența drogurilor, sub influența alcoolului. Poate are o dependență gravă, are un păcat în care trăiește. Sunt unii care zic, nu mai am nicio șansă. Să știți că sunt oameni, chiar în Cluj-Napoca, care, care chiar acum, la ora asta, au gânduri suicidale. O să ne rugăm noi pentru ei, cine să se, se roage? Cine se, se roage pentru cei ce au gânduri suicidale? cine se intervine la, 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 altarul lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, pentru persoane care nu mai au nicio șansă la oameni. Cine se intervine pentru oameni care sunt de zeci de luni în spitale și nu mai au nicio soluție. Și cine e chemată să facă lucrul ăsta biserica? Noi suntem biserica lui Isus Hristos. Pentru noi s-a luptat Dumnezeu din cer. Sângele lui Isus Hristos a vărsat la calvar. Tu poți să rămâi împietrită, poți să rămâi blocat, poți să nu-ți pese, poți să zici asta nu-i pentru mine, asta e forțare, asta e carismatism. Nu, asta e cuvântul lui Dumnezeu. Isus a intrat în casa femei și a prins-o de mână și Isus Hristos a vindecat-o. Crezi că în această seară Iisus Hristos poate să vindece? Fă un semn cu o mână dacă crezi asta. Aleluia lui Dumnezeu. Se intre Domnul în cercetare. Se intre Domnul într-o cercetare adâncă a sufletelor care sunt pe marginea gropii. Oameni care nu mai au nicio șansă. Oameni care sunt disperați. Oameni care au gânduri suicidale. Să știți că biserica trebuie să fie soluția lui Dumnezeu pentru astfel de oameni. Noi trebuie să ne rugăm pentru toți oamenii, spune Biblia. Sunt oameni care nu au șansă, nicio soluție la oameni. Am să spun ceva, atunci știți în seara asta, pui capul pe pernă. Sunt unii care dorm în canale. Cine se roagă pentru ei în seara asta? Vreau să ne rugăm cu toții. Vreau să cerem îndurarea lui Dumnezeu. Vreau ca brațul Domnului să intervină. Să intervină într-un mod supranatural pentru casa ta. Ai pe cineva acasă pentru care vrei să ne rugăm. Ai o persoană care are nevoie de intervenție supranaturală din partea Domnului. În familia ta extinsă există verișori, verișoare, unchi, mătuși care au nevoie de prezența lui Dumnezeu. Da, eu am. Eu am persoane care nu sunt mântuite, care nu-l cunosc pe Isus Hristos. Și vreau să mă rog pentru ei. Vreau să Domnul în casa lor. Să intre Domnul în casa lor. Să intre Domnul cu cercetare, în Cluj, Napoca, în județul Cluj, în România întreagă. Dacă ai o cauză pentru care vrei să ne rugăm special, să muste Domnul duul de împietrire de peste tine, să fie eliberat în numele lui Iisus Hristos. Nu mai mormări ca Andrei, nu mai sta morocanos ca Ioan. Deschideți inima în prezența Domnului și zi, Doamne, intervin -o în seara aceasta. Eu ridic o mână pentru că am nevoie de oameni și am, am, oameni pentru care trebuie să ne rugăm. Dacă ai în casa ta persoane pentru care vrei să ne rugăm, Ridică o mână sus în fața Lui Dumnezeu. Poate ești online și ai nevoie cineva să intervină pentru copilul tău care este aproape, aproape să moară, nu mai are nicio soluție. Există soluția Iisus! Șebet canavera În numele Lui Iisus Hristos se vindecă bolile! Dacă Iisus Hristos i-a putut pune pe doi africani să vorbească în limba română, o, oh, Domnul poate să intervină! Domnul poate să facă minuni! Domnul poate să vindece boala ta! Imposibilitatea din casa ta poate fi transformată! să fie posibilă lucrarea aceasta în numele lui Isus Hristos. Vom intra cu toții în rugăciune. Nu vă grăbiți la rugăciunea aceasta, vă rog. Stați înaintea Domnului. Stați cu credință, stați cu mâna ridicată în prezența lui Dumnezeu și spuneți, Doamne, intră în casa mea ca și în casa lui Zacheu. Intră în casa mea ca și în casa lui Petru. Intră în familia mea. Eliberează, vindecă, restaurează, Mustă dule de frică, de panică, de insomnie, de coșmaruri. O, sângele lui Isus Hristos are putere să să te elibereze. Aș vrea să intrăm în această rugăciune. Toți ne rugăm cu toată ființa în prezența Domnului. Nu vă grăbiți, nu e rugăciunea de mulțumire. Este o rugăciune specială pentru cauze, pentru probleme nespuse, nerostite, pe care n-ai curajul să le spui la nimeni. Domnul poate să intervină în casa ta. Ne rugăm cu...